Clinica de hematologie de la Spitalul Colț a împlinit 30 de ani de la înființare, iar de 10 ani acolo se realizează și transplanturi cu celule stem. Până acum au fost realizate aproape 200 de astfel de proceduri. Important de știut este că șansa la viață poate fi donată prin înscrierea în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. În cel mai vechi spital din țara românească s-a înființat acum 30 de ani cea mai tânără secție clinică, aceasta de hematologie, care s-a luptat și se luptă în continuare să redea speranța și să redea viața. Eu astăzi împlinesc 30 de ani de când am făcut prima gardă în Spitalul Clinic Colța, în secția de hematologie, nou înființat undeva la începutul lunii noiembrie 1993. În momentul în care am început în 1993 gărzile în hematologie Colț, eram secundar pe medicină internă, cardiologie la Spitalul Universitar, pe care a fost suficient o lună de zile să mă gândesc că de fapt trebuie să schimb specialitatea. Medicul Delia Mut Popescu este cea care a înființat secția. De-a lungul celor 30 de ani, mii de pacienți cu boli grele au fost internați aici. Ne bucurăm cu fiecare zi și fiecare oră câștigată pentru viața unui pacient. Printre foștii pacienți se numără și Andrei. În 2005 a fost diagnosticat cu limfom Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic. În 2008 a reușit să facă un transplant cu celule stem la o clinică din Italia. De atunci este bine, dar experiența l-a transformat. Duce mai departe lupta și pentru alți pacienți și a înființat Asociația Română pentru Donarea de Celule Stem. Practic, m-am mai născut încă o dată și încercăm de fapt prin asociație să ajutăm pe toți pacienții care au nevoie de transplant. La Spitalul Colț avem un proiect începând din 2015, avem un psiholog, avem un kinetoterapeut. Pentru pacienții cu leucemie să aibă în spital un psiholog cu care să poată împărtăși temerile și tot ce au pe suflet e extrem de important. Este un ajutor foarte, foarte important pentru că gândiți-vă că acel pacient stă într-o cameră sterilă aproximativ 3 săptămâni și practic el nu are contact cu nimeni, iar suportul moral este foarte, foarte important pentru acel pacient. Transplantul cu celule stem care l-a salvat pe Andrei se realizează din 2013 și la clinica de la Colțea. Până acum au fost realizate 189 de astfel de proceduri. Sigur că s-a început mai timid, s-a început cu proceduri de autotransplant, dar în ultimul timp se fac și proceduri de transplant de celule stem de la donator. Doar 25% din pacienți pot beneficia de transplant de la rude, astfel încât donatorii compatibili să caută în Registrul Național de Celule Stem Hematopoietice. Dacă aveți între 18 și 45 de ani și nu aveți probleme de sănătate, vă puteți înscrie în Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem. Dacă veți fi compatibil cu un pacient, veți avea astfel șansa de a salva o viață. Procedura nu este dureroasă și nu necesită anestezie. Se aseamănă cu o transfuzie, doar că durează mai mult, între 3 și 5 ore.